Creșterea în sine este crucială pentru dezvoltarea copiilor. În primul rând, este foarte important ca să-i dați voie copilului să se exprime. Chiar dacă învață o poezie, îi dați voie să o spună exact așa cum știe. Nu știe, îl ajutați. Suflori de a ajuta, de a repara ceva în locul lui, îl faceți pe copil să fie mediocru. Copilul începând să facă prin greșeli, el de fapt se învață. Îi dați voie să experimenteze, îi dați voie să se exprime, chiar dacă nu aveți timp, să ascultați mesajul lui până la final, faceți timp. Faceți timp prin a vă uita în ochii lui, prin a vă uita în gurița lui, prin a-i spune, ok, am 5 minute la dispoziție, după care am mare nevoie să dau un sunet sau să merg după asta la baie. Ok, te rog, în 5 minute sunt doar ochi și urechi, sunt aici pentru tine și te ascult. Și în acele 5 minute copilul va ști deja ce are de spus și vă spune exact așa cum poate, fără să vă întrerupeți. Acordați timpul pe care l-ați promis fără să vă implicați. Dați-i voie și încurajați-l de fiecare dată acolo unde observați că a crescut. Dacă la el astăzi e mai bine decât ieri, menționați acest lucru. Nu unde ai făcut rău, unde nu-i bine, dar arată ce ai făcut tu bine astăzi. De exemplu, copilul merge în clasa 1, învață să scrie. E foarte greu să începe a scrie pentru copilul ăsta. E foarte greu, cum pentru un matur ar învăța, nu știu, să zboare în cosmos. Atunci, vedeți acea literă care este cea mai frumoasă, cea mai reușită, încercuiți-o cu verde sau alegeți împreună cu copilul acea culoare care el vrea să o marcheze. Scoteți în evidență ceea ce a făcut el cel mai bine. Dar nu marcați totul cu roșu și tăiați și hai din nou, nu-i bine, hai din nou, nu-i bine. Atât cât ai făcut, atât este bine. Uite, asta îmi place cel mai mult. Tu ai vrea să o mai repeți, ca tu să înveți a face cât mai multe litere de A bine și cât mai frumoase, e nevoie ca să repeți. Câte rânduri tu ești dispus să scrii, atât cât de bine ți se reușește. Și copilul o să vedeți cum o să vină el singur cu soluții. Un alt lucru, dă-i voie să-și promoveze riscurile. Adică, chiar dacă el va greși, spune că este ok să greșești. Și că mami îți dă voie să greșești, de fapt. Încearcă, doar încearcă. Iar eu voi fi alături și tu faci exact așa cum știi tu mai bine. Și dacă vei greși, nu este cea mai mare tragedie. Eu sunt aici alături de tine, iar dacă greșești, din greșeli învață și mergi mai departe. Fii un model pentru copilul tău însăși. Dă exemplu prin atitudinea ta, prin manifestarea ta, prin luarea de decizii, că tu ești încrezut în tine. Demonstrează cum poți să rezici și cum poți să faci față diferitor provocări în viață. Și vorbește despre asta copilului tău. Fii sinceră și deschisă și spune, știi, uite-te, eu am încercat asta și gândeam că n-am să reușesc, dar totuși am mers mai departe și am reușit.